Un moment destul de emoționant, cel puțin pentru mine, cred că și pentru foarte mulți de aici din sală, care am servit și servim în continuare sub baniera, sub steagul tuturor românilor, astfel încât să putem organiza, desfășura și participa alături de voi toți la centenarul Unirii, astfel încât să putem, prin mesajul nostru, transmite o moștenire generațiilor care vin prezente astăzi aici, prin suma tuturor vârstelor. Copii, juniori mici, cadeți, juniori, seniori, maestri și de ce nu, am văzut o serie întreagă de bunici și bunicuțe pe care îi felicit că reușesc să facă acest efort să-și însoțească nepoții în periplul lor către performanță. Yes.